Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Aflată la un control de rutină, pentru a vedea cum a evoluat bebelușul până în luna a șasea, artista a observat un detaliu incredibil atunci când a primit ecografia copilului, pe lângă faptul că se mândrește cu fiul ei, despre care a spus că este foarte frumos. Aceasta a mai precizat, uitându-se la ecografie, că are ochii verzi, gata, am fost și l-am văzut. Toate bune, perfect se dezvoltă. E și frumos băiatul meu. Are ochii verzi, a declarat Teo. Mai mult, cântăreața a anunțat și care va fi numele complet al copilului. Pe micuț îl va chema Sasha Ioan. Primul prenume pe care micuțul îl va purta provine de la grecescul Alexandros, care înseamnă o persoană războinică. Imediat după ce au auzit acest lucru, fanii artistei nu au putut să nu se gândească la fostul iubit al acesteia și i-au făcut să se gândească dacă numele ales este o coincidență sau nu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.